Andreea Marin este în atenția tuturor în ultima perioadă, după ce a anunțat că divorțează. Viața ei merge mai însă mai departe și își găsește liniștea alături de fiica ei, Violeta. O imagine recentă cu fetița Andreei Marin a făcut pe internauți să înroșească butonul de liche. Fetița Andreei Marin apare într-o imagine alături de pisica ei, adormită lângă o carte și înconjurată de jucării. Nici n-am terminat de citit, că ele, pisicile din viața mea, Violeta și Ghetuța, nu războinicile din carte, au și adormit. Uneori, ca să simți fericirea e nevoie de atât de puțin, doar să privești ce iubești, în liniște deplină, cu sufletul în pace. Somn lin, vis senin. Virgulă a scris Andreea Marin, alături de fotografia de mai jos. Andreea Marin divorțează. S-au căsătorit în vacanță, în Qatar. Andreea Marin divorțează de Tuncay Ozturk, iar anunțul a fost făcut recent, chiar de vedetă, pe pagina ei de Facebook. Andreea Marin și Tuncay Ozturk s-au căsătorit departe de ochii curioșilor și departe de țară, în timp ce se aflau în vacanță. Nunta ar fi avut loc pe 22 decembrie 2013, exact în ziua în care mireasa a împlinit 39 de ani. Informația despre mariajul celor doi a fost dezvăluită chiar de proaspătul Mire, mai tânăr cu 11 ani, pe contul său de pe un site de socializare. Cei doi s-au cunoscut la începutul anului 2013, cel mai probabil, în Turcia, unde Andreea Marin mergea pentru a promova o clinică celebră, în care Tuncay lucra ca fizioterapeut. Mai târziu, când Marin a început să acuze probleme la nivelul coloanei vertebrale, medicii i-au recomandat o serie de sedinte cu un fizioterapeut și gimnastica medicală. Întâlnirile celor doi au fost tot mai dese, iar la scurt timp s-a mutat în România, unde s-a și angajat.